În jur de 50 de cimitire evreiești vechi, mai mari sau mai mici, sunt împrăștiate prin localitățile Republicii Moldova. De multe ori uitate de oameni și lăsate pradă naturii, pietrele funerare amintesc de vremurile când pe aceste meleaguri a trăit o comunitate evrească puternică, foarte mică acum. Bună oară, în satul Vadul Rașcov din raionul Șoldănești n-a mai rămas niciun evreu. Cândva, localitatea era un târg înfloritor. Pe strada principală a satului se întindeau atelierele și prăvăliile evreilor, care țineau și două fabrici de săpun, o presă de ulei, un abator și mori de apă. Își amintește fosta profesoară de istorie Valentina Rotari, sora poetului Dumitru Matkovski. La începutul secolului XIX, satul Vadul Rașcov arăta cu mult mai frumos ca acum. Din cauza că partea aceea de sat, de unde în special locuiau evreii, acolo erau cu străzi pietruite și în afară de aceasta, de o parte și de alta a străzilor, erau case cu două, cu trei etaje. Toate casele așa erau în formă de magazie, cum acum noi, și toate erau cu fața spre stradă. Și acolo și ei își plasau mărfurile lor, vindeau. În cel de-al doilea război mondial, târgul a fost incendiat de trupele germane și a ars aproape în totalitate. Se apropiau știrile germane, de acum o parte au fugit, sau da, dar o parte, cum să zic eu, au și murit, dar casele lor au ars. Ei ce au putut lua în mână, cei care s-au retras cu atâta. Chiar și unii din moldoveni, când au văzut că se retrag evreii, până a venit oștirile germane, intrau prin casă, mai luau, le prădau. Așezat pe un loc pitoresc, chiar pe malul Nistrului, cimitirul evreiesc din Vadul Rașcov s-a transformat după război într-o toloacă, unde pășteau vitele și se jucau copiii. O vreme, rudele răposaților le vizitau mormintele. Acum, doar rare ori mai calcă pe aici câte un grup de turiști sau de cercetători. Chiar dacă nimeni nu păzește și nu îngrijește cimitirul, localnicii nu distrug lespezile și nu le car acasă, deoarece se tem de blesteme, ne explică Valentina Rotari. Ia ca atastie, e o cărare. Vedeți? Dar iată, aici au fost morminte. Și vedeți cum ele s-au distrus. Vremea, ele așa o să stăie. Cimitirul evreiesc din Orhei este încă funcțional. Comunitatea evrească locală numără mai puțin de 40 de persoane, deși în interbelic constituia jumătate din populația orașului. Cele mai vechi morminte datează din secolul al XVII-lea. E tijelo ich identificirat, no atati pamyatniki samaya krasota, chto v nich, chto oni vybiti iz kamnya. И на некоторых так хорошо сохранилось эти надписи, как будто вот они были сделаны вчера или позавчера. Я смотрю, когда ставишь иногда новый гранитный памятник или мраморный, они быстрее уходят, чем эти камни. Inscripțiile și simbolurile de pe lespezi săpate în piatră manual pot spune dacă defunctul era bărbat sau femeie, ce meserie practica sau cât de înstărit era. Очень тяжело прочитать эти надписи. Современный иврит уже не до такой степени. И многие люди, они даже специалисты, которые занимаются этим делом, они говорят, что мы практически, и здесь нет фамилии. Здесь сын такого-то, дочь такого-то. Я все время спрашиваю пожилых людей, почему они не писали фамилии. У многих, может быть, и фамилии в то время не было, но было то, что люди думали, что они будут здесь жить вечно. Передастся кому-то, сыну, внуку, всем остальным. Люди думали, что они будут здесь жить, и так оно и будет этого. Mai în deal, în partea nouă a cimitirului, există o așa numită alee VIP, unde au fost înmormântați evreii care și-au adus contribuția la dezvoltarea orașului. Ucitilea, людей меценаты, люди, которые держали этот дом для престарелых, люди, которые выдавали, вот, например, Герж Восток, он был земледельцем, огромные территории земли, и он часть своих денег, Глюшголь, часть денег с мельницы все время давал в общину. Очень было много бедных людей, особенно в начале 20-х годов. Здесь произошла смена власти, другая страна, другие условия. Tot aici au fost înhumate osemintele evreilor din Orhei și din împrejurimi, care au fost uciși în timpul Holocaustului, în vara anului 1941. Как раз дата 21 июля. Это будет 75 лет, когда они бедные ушли. Это не дай бог, конечно, этого, что было, но это наша история.
Конечно, восстановить, например, сделать этот памятник в граните, это практически невозможно, но мы стараемся, чтобы он был вот на 9 мая, чтобы он был побелен. O parte din gardul cimitirului a fost distrusă și uneori dau năvală vagabonzi și narcomani. Terenul este afectat de alunecări, de aceea îngrijitorii păstrează tufișurile de porumbrele. Caprele lor, care pasc printre morminte, joacă rolul unei mașini de tuns iarbă. Câte trotuarele facem curat și gata, încolo nu avem noi. Nici pe na greci, nici pe nicăieri. Că poate să fie evreu, să zic și te băgat. Și la mama, la tata, să duci cineva să fac curat. Ori eu mă duc să fac curat. Da? Dar ei vin sau nu prea? Nu mai vin, nu. Ca rar care vin. Care mai săracă și-al vine. Nu uita de măsa, de tată, dar care bogate, ca să nu câte 20-30 de ani nu vine la morminte. Eu consider că cimitirile sunt o carte de vizită, da, pentru fiecare localitate. Prin intermediul acestor arhive în aer liber, noi putem citi istoria orașului, vedem ce personalități au activat, au trăit în oraș. Respectiv, această arhivă în aer liber ea trebuie să fie întreținută. Poate cea mai deplorabilă situație este la cimitirul evreiesc din Chișinău. Declarat complex monumental istoric de importanță națională, acesta este teoretic ocrotit de stat. În realitate, stelele funerare străvechi se înneacă în vegetație și gunoaie. Combinatul servicii funerare, care gestionează cele 11 cimitire din Chișinău, nu are suficiente resurse pentru a-l menține în ordine. În plus, autospecialele nu pot intra pe teritoriu pentru a defrișa arborii și a face curat, susține șefa întreprinderii municipale. Folosim o suprafață de mai puțin de a treia parte din acest cimitir. Problema care este? Căile de acces. Dacă ați observat, noi avem o singură poartă. În partea de vest a cimitirului, toate căile de acces sunt închise, deoarece s-au făcut acele construcții și au închis practic toate căile de acces. În ajunul Paștelui evreiesc, mai mulți tineri au organizat o acțiune de salubrizare în partea cea mai veche a cimitirului. Cineva poate să zică că nu e noastră, noi suntem moldoveni, români, ruși, ucraineni, nu e important. Poate zic asta că nu este legătură cu istoria noastră, dar totuși zic că evreii au jucat un rol foarte important. Situația s-a schimbat foarte tare, dar asta nu schimbă nimic. Deci, după cum vedeți, nu este normal să afle așa într-așa stare. Тут мои родственники лежат, да и не только потому, что здесь родственники, не родственники. Мне кажется, просто иногда и часто нужны просто хорошие, добрые дела. Без корысти. Мне кажется, что это уже не так часто у нас встречается. И на самом деле, вот просто пришел и сделал доброе дело. И после этого в какой-то степени это делаю для себя. Давайте не будем лукавить. Сделать чище что-то, сделать лучше что-то. În primul rând, comunitatea evreiască dispare, se dizolvă în Republica Moldova, fiindcă foarte mulți pleacă peste hotare. Chiar și rudele, prietenii ai familiei au plecat foarte mulți în locuri, poate unde traiul e mai bun, poate unde este mai multă toleranță, poate unde sunt locuri de lucru mai bune, mai comode. De asemenea, comunitatea evrească care rămâne aici sunt oamenii mai mult în vârstă, care nu pot avea grijă de aceste morminte, cărora le vine greu. Poți să-ți dai seama dacă un mormânt este vizitat după pietricelele lăsate acolo conform unei tradiții evreiești. Puțină lume trece și prin cele 21 de sectoare evreiești din cimitirul Sfântul Lazar și nu doar din cauza că nu are cine. Evreiescă tradiție, cladbișul, достаточно такое специфическое и двойственное отношение. То есть, с одной стороны, это место сакральное, священное, а с другой стороны, туда не принято очень часто ходить. Не так, как в христианской традиции, не так, как молдавские семьи приходят на кладбище, там и выпивают, и устраивают Паште Блаженилор, да, вот со всеми чуть ли не танцами. Printre voluntari am întâlnit și câțiva străini. Sofia este din Germania și a fost de-a dreptul oripilată să descopere svastica și inscripția în germană afară evrei pe unul dintre morminte. I think intolerance comes from a place when you're not well educated or if you're not good informed. So if you have certain stereotypes or clichés in your mind, it's just because you do not know better. And once you know better, once you get to know the people, you get to talk to people or you kind of read something about it, then you understand, maybe I was wrong, maybe I was not right about that. I don't think I've been to a Jewish cemetery in the state, so this might be my first time at a Jewish cemetery ever. So I don't know if they're as big as this one, but that was something that struck me, is that it's so big and it just kind of speaks to the history of Jews in Moldova.
Este într-adevăr un loc plin de istorie. În acest cimitir sunt înmormântate inclusiv victimele pogromurilor evreiești din anii 1903 și 1905 și ale Holocaustului. De asemenea, se spune că aici ar fi fost executați luptători antifasciști, iar drept dovadă servesc găurile lăsate de gloanțe în ușile de metal ale fostei sinagogi funerare. Anul trecut, autoritățile locale au propus să fie restaurată capela, dar s-au poticnit de aceeași piatră. Nu sunt bani. Cei care decid bugetele în această țară direcționează banii unii vrei, numai nu acolo unde trebuie. Eu nu văd să avem o finanțare serioasă în medicină, în educație, în cultură. Dar iată, pentru pelicule antiglonți la ferestrele Parlamentului, pentru gratii la intrarea în Parlament, iată, se găsesc 9 milioane de lei. Cu 9 milioane de lei se poate de rezolvat problema concretă, iată, aici, de a аменажа этот спатио. Это наша общая история. Это наша память. Это искусствоведческий, если хотите, источник. Они очень необычные, они очень разные надгробия, резные, какие хотите. Это генеалогический источник. Это зачастую единственный источник, который позволяет людям найти свои корни. O lume dispărută, așa și-a numit blogul un german care călătorește prin toată Europa de Est în căutarea unor astfel de vestigii. Cristian a vizitat recent cimitirele evreiești din Moldova și a rămas impresionat nu doar de valoarea lor istorică și culturală, dar și de peisajele superbe. Pozele pe care le-a făcut vor fi incluse într-o expoziție foto. It is a vanished world. I mean, there was a genocide on the Jews, so what is left from Jewish presence are objects in the sense of synagogues, schools, hospitals, and of course cemeteries. And because of the fact that cities were in many cases destroyed during the war, cemeteries very often are the last places that could speak about presence of Jews in these regions. Bloggerul german este convins că urmele vieții evreiești sunt o adevărată comoară și pot atrage mulți turiști străini. If you try to understand what Europe is about, it's basically built on Greek rationality, mathematics, science, and so on, and on Jewish values. This is what in combination makes Europe. So you can say by our brain we are Greeks, and by our heart we are Jews. And if we don't understand this, and if we don't value this heritage, we are incomplete.